Fabrica de termopane din Glodeni este cea mai mare investiție străină din județul Mureș. Danezii au angajat deja 200 de oameni la construcția fabricii. Sperăm că beneficiem de locul de muncă și o să avem pentru familie mai multe posibilități de a crește copiii. Când fabrica va fi gata, danezii vor mai face noi angajări. La început vor fi aproximativ 10-20 de locuri de muncă atunci când începem producția. Asta deoarece va trebui să îi învățăm pe fiecare dintre cei care lucrează aici ce au de făcut. Atunci când fabrica va funcționa la capacitate maximă, vom avea angajați 100 de oameni. Și pentru firmele de construcții din zonă, investiția este binevenită. În perioada asta, pentru tot județul Mureș, e binevenită lucrarea asta. Sunt mai multe firme implicate în proiectul respectiv și în continuare, în viitor, o să aibă județul de câștigat după firma aceasta. Investiția se ridică la aproximativ 5 milioane de euro, iar danezii sunt convinși că decizia de a construi în România a fost inspirată.